cu ridicarea interdicției, pentru că a fost un subiect care s-a tot discutat pe aici foarte mult timp, s-a dezbătut, se dezbate între suporteri. Vorbim și noi foarte des despre acest aspect. Da, e un subiect foarte bine. Și cel mai important, poate, pentru fani. Au fost câteva aspecte. În primul rând, faptul că referitor la cazul Nemeț, Andrei Nicolescu a spus ceva de genul: noi am aflat abia ieri. Și a fost așa și o să vedem de ce am aflat abia ieri, da? Asta înseamnă o anchetă internă, pentru că totuși este anormal ca acționarii să știe de o sumă și să te trătească ieri cu un plus. A și spus, uite, scuze, mai fac o paranteză ca să punctez anumite chestiuni. Aproape 400.000 de euro era suma necesară pentru interdicție. Continuă. Bun. Apoi a spus în felul următor. Și aici sunt foarte multe, se pot genera discuții. Dacă nu va rezolva avocatul Ibarola până pe data de 3-4, ar fi deadline-ul, în acel moment plătim ce este de plătit și ridicăm interdicția. 3-4 iulie. Acum, am spus, orice întrebare generează foarte multe întrebări sau speculații. Prima întrebare pe care ți-o pun ție și vă pun vouă este: un termen târziu sau este un termen acceptabil? Greu. Dar știi care e ideea? E foarte greu. Din punctul meu de vedere, e un termen acceptabil. Ionuț, scuză-mă, trebuie să spunem, 180.000 de euro la Nemeț. Da, 180.000 de euro în plus, așa. A spus-o, bine, Andrei are un limbaj foarte elevat și nu pot să replic eu tot ce a spus, dar parafrazez. Acești bani am fi dorit să-i folosim pentru altceva, nu ca să plătim. Corect. Nu vrem să dăm acești bani în loc să aducem aport la capitalul social, să compensăm tot ce au dat suporterii, noi acești bani, pentru că trebuie să explic un lucru. Banii nu pot fi dați de Dinamo, trebuie dați prin terți. Evident că nu o să vină Ionuț Zaina sau o să vină Cătălin Alexandru să plătească acea sumă. Nu, o să vină Red and White. E unul nu amărunt. Red and White, dar nu prin Dinamo, separat, prin discuții cu impresarii sau cu jucătorii, da? Pentru că nu ai voie club să plătește acei bani. Bun, unii spun este târziu, alții spun că este un termen acceptabil. Dar cred că, indiferent de ceea ce spunem noi, singurul care va spune este târziu sau este acceptabil sau este bine, Ovidiu Burg. Pentru că și el, Gabi Glăvan, corect. Este tandemul pentru care se negociază cu jucătorii. Așa este, tandemul care se ocupă strict de partea sportivă. Indiferent ce spunem noi, dacă lor termenul li se pare rezonabil și dacă au discutat acest aspect și l-au acceptat, și sunt convins că există discuții permanente pe această temă, atunci eu cred că lucrurile sunt în regulă. Uite, mai vin eu cu că sunt discuții și punctați foarte bine. Jucătorii pe care tu îi aduci, în ce stadiu sunt cu pregătirea, se antrenează cu tine până atunci, nu se antrenează, îi văd Cătălin și Ionuț la pregătire în Slovenia. Cătălin și Ionuț nu o să-i vadă la pregătire în Slovenia decât dacă, și aici este un aspect important, vor accepta să vină, să se antreneze sub comanda lui Ovidiu Burcă, să participe la jocurile de pregătire, ținând cont de acel aspect. Pe data de 3-4, dacă nu se va rezolva din punct de vedere juridic, așa cum este dorit, atunci se vor plăti acei bani. De această promisiune pe care le fac acționarii clubului prin vocea lui Andrei Nicolescu. Aici eu nu-ți le dau girul, le dau creditul, că până la urmă ce au spus când a venit vorba de aceste chestiuni punctuale, obiective, dacă se întâmplă la data aia facem așa, așa se va întâmpla. Bine, poate, cine știe, vom avea parte de o veste bună, că bănesc că nu este chiar pur aleator data de 3-4 iulie. Că nu alegi 3-4 iulie, tu, cum mai spune tu, vreau să slăbesc 5 kg până pe 15 iulie. Ca eu așa. Chiar vreau. Vrei, da? De aleator, n-ai ales că, nu știu, pleci undeva sau... Ar trebui să mănânc mai puțin pe chestia asta. Dar, ar trebui să și fac un efort. Dar ei sigur au o bază, au o discuție cu Ibarola. Păi nu veneau și aruncau, nu dormeau azi noapte, se trezeau pe partea stângă și spuneau: băi, pe 3-4 iulie. Este clar că această dată a fost în urma unui schimb de mesaje cu Ibarola și au transmis un termen până la care se poate soluționa.